Care este cel mai dramatic caz pe care l-ați întâlnit la institut, care v-a marcat într-un fel? Cel mai mult se marchează pacientul care, fără prea multe comorbidități, fără o simptomatologie extrem de dificilă sau extrem de impactantă în momentul în care se prezintă, are rezultate nefavorabile și atunci când el este și tânăr, lucrurile de cutremură. Am avut tineri de 20, 21 de ani care au decedat în Marius în asta și la vârsta asta, când opțiunea vaccinului ar fi fost atât de simplă și atât de facilă să nu alegi această variantă și acum să ne aducem aminte de ei la trecut, este extrem de dificil de dus, de retrăit astfel de momente. Cei care nu se vaccinează în continuare arată spre datele celor care sunt vaccinați și până la urmă fac o formă foarte gravă și chiar ajung la deces. Da, e adevărat. Acesta este riscul cel mai mare la cei nevaccinați, să ajungă să facă o formă foarte gravă. Dar ce trebuie să rețină cei care ne ascultă este că în spitalele din România, pacientul care se prezintă în timp util are o evoluție favorabilă în cele mai multe situații. Sigur că da, despre ei nu se vorbește prea mult, dar când ai 10-12 externări pe zi de pacienți care sunt bine, de pacienți care părăsesc spitalul fără necesar de oxigen, care depășesc un moment extrem de dificil, satisfacțiile sunt mari. Poate că ar trebui să vorbim și despre această categorie de oameni care reușesc să depășească cu bine COVID-ul, care și-au învins frica de a veni la spital, care au depășit momente extrem de dificile în care oxigenul parcă nu le ajungea, care făceau un efort să respire, care făceau un efort să mănânce sau să se ridice la marginea patului. Sunt lucruri frumoase și bune care, practic, pe noi, cei din spitale, ne fac să mergem mai departe. Spuneți că ar trebui făcută o campanie cumva și să prezentăm aceste cazuri în care oamenii reușesc să treacă chiar de o formă gravă de coronavirus. Și de o formă gravă și practic de orice formă care necesită spitalizare. În acest moment, în România, de foarte multe ori avem situații în care vedem pacientul român că se teme de medicul român. Și acest lucru este dureros pentru noi, pentru că fiecare din noi am îmbrățișat această meserie și ne facem datoria conștiinciozitate și cu dăruire. Și atunci când vezi că omul este frică de tine, dar nu de tine ca persoane, ci de tine ca și persoană care aparține instituții, te întrebi oare ce ai putea face să schimbi acest lucru, pentru că până la urmă nu cred că există un medic care să dorească răul pacientului. Nu cred că există un spital în care oamenii cei care lucrează acolo să nu-și dorească să aibă grijă de pacienți. Iar dacă așa ceva există, cazurile punctuale, ele nu trebuie să devină o emblemă pentru tot sistemul de sănătate. Cred că aici avem nevoie de registrație și vorbesc aici ca manager, pentru că astfel de situații și astfel de persoane nu trebuie să facă parte dintr-un corp medical.